noi dezvăluiri despre presupusa scrisoare a Comisiei Europene care ar fi cerut condamnarea unor politicieni, ce teorie are Traian Băsescu, Ponța, Ungan? Cei de la Antena 3 au anunțat zilele trecute ce cei de la Comisia Europeană ar fi transmis o listă întreagă cu mai mulți politicieni care ar fi trebuit să fie condamnați în 2012. Fostul presubliniere-dinte, Traian Băsescu, vine cu o nouă teorie subliniere îi spune ce atunci când ar fi putut veni scrisoarea el nu era la Cotroceni. În acea perioadă, Băsescu era suspendat din funcția de subliniere-șef al statului. Ar trebui să avem probe minime pentru astfel de afirmații. Nu subliniere ti ordine se tereine pentru distrugerea unor trusturi de presă. Am văzut de o listă neagră a lui Caterine Dai. Nici acea listă nu a ajuns la mine vreodată. Acea scrisoare este datată 18 iulie 2012. La acea dată eram la garaj. Mă luptam cu beiatul alb. La mine nu a ajuns, dacă a ajuns la Crin Antonescu, trebuia să-mi o lasem o subliniere tenire, a tunat Băsescu în direct la România TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu. Se subliniere-i asta nu e tot. Băsescu a continuat seria dezvăluirilor. Nu am văzut niciodată o asemenea scrisoare. Nu subliniere tiu cui îi era adresat. S-ar putea ca nici la Crin Antonescu să nu fi ajuns. Nu cred ce Ponta putea să fac ceva. De subliniere i l-am văzut zilele astea ca pe un gândan ce spunea ce a oprit flagrantul la Dragnea. În mandatul meu eu nu am văzut o asemenea scrisoare cu oameni care trebuie condamnați, a mai spus Băsescu.